Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Eu nu am avut succes cu Tinder-ul și nici l-am folosit prea mult, însă am cumpărat Tinder Gold, care te ajută să faci mai multe match-uri pentru că vezi deja cine se-a dat swipe dreapta. Și poate te întreb de ce l-am cumpărat? E bine, pentru că vreau să vedem împreună ce reacție au fetele la replici de agățat și dacă funcționează sau doar te fac să par penibil. Așa că v-am întrebat pe comunitate și pe Instagram ce replici au funcționat pentru voi sau ce replici vreți să încercați doar că n-ați avut curajul. Totuși, scopul final este să râdem puțin și să ne distrăm. Deja am văzut câteva dintre ele și presim că nu o să iasă bine. Prima dată o să dau mesaj mai multor fete cu replici diferite și așteptăm vreo două zile ca să vedem ce răspunsuri primim sau dacă primim vreunul. Cam așa arată profilul meu, arată că am 25 de ani pentru că am făcut contul cu Facebook-ul, dar nu e asta o problemă, oricum fetelor le plac băieții mai în vârstă. Avem aici câteva poze șmechere, Instagram-ul bineînțeles, o descriere stupidă inventată de mine. Și cam atât, am pus aici o melodie preferată, ar trebui să primim o grămadă de meciuri. Bun băieți, eu zic să-i dăm drumul cu replicile. Prima replică arată în felul următor. Alaltăieri mă certam cu un prieten pe tematica care e cea mai bună bere. Eu ziceam că e Stella Artois, el zicea că e Golden Brau. Într-un final am căutat pe Google cea mai bună blondă din vina autocorectorului, a apărut o poză cu tine. De 3 zile te caut. Bun, atunci înseamnă că trebuie să găsim o blondă. Gata băieții, am găsit o blondă naturală chiar. Dăm acum mesajul să vedem ce răspuns primim. Bun, următoarea replică e ceva de genul: ești cumva un verb pentru că ești mai mult ca perfect. Mamă. Hai să vedem cum o trimitem pe asta. Gata băieții, am trimis-o și pe asta. Să vedem dacă trage ceva. Te-ai dat cu parfum că miroși a dragostea vieții mele. Video cu parfumuri în curând. Mamă, cum e asta. Ești cumva tor că doar tu poți să-mi ridici ciocanul. Aparent ăsta e comentariul cu cele mai multe like-uri. Deci sigur, sigur trage ceva la asta. Deci dacă nu răspunde la asta, cred că nu o să răspundă la nicio altă replică. Începe să-mi placă videoclipul ăsta. Pot să mă ajut să găsesc drumul spre inima ta? Că nu e trecut în Google Maps. Decentă, decentă, bună asta. Iar una puțin mai perversă. Ce picioare frumoase ai, la ce oră se deschid? Bă, nu știu, am presimțirea că la asta nu o să răspundă. Te-aș scoate la un suc, dar aș fi gelos pe pahar. Mama, asta e de business, ești de bun, propunere de business. Bun, ai cumva cont de OnlyFans? Mi-ar plăcea să facem o colaborare. Hai să adăugăm și niște emoji-uri, băieți. Poate e ceva mai incitant, știi? Mama, asta e romantic, ești nebun. Ești ca o scoică, greu de deschis, dar perla dinăuntru merită toate eforturile. Hopa, ia vestea, așa că deja am primit un răspuns. Nu ne uităm, nu ne uităm acum, ne uităm peste două zile la toate. Am să distrug toate scaunele din lume ca singurul loc unde să stai să fie pe fața mea. Lucrez cumva la servicii funerare pentru că sunt mor după tine. Ok. Asta e puțin cam sadică. Te-ai născut noaptea pentru că strălucești ca luna între stele. Îmi par cunoscută, cred că te-am văzut în dicționar la cuvântul frumusețe. Bă, dar le aveți cu româna. Ești cumva kinder, că ești bueno rău. Cred că asta e preferata mea de până acum. Ai COVID? Pentru că ești mortală. Și că vrei să ieși la o șaorma, că eu sunt salata ta. Hai să punem și un emoji cu un praș sau ceva. Broccoli. Bun băieți, au trecut două zile de când am trimis mesajele și pot să vă spun că avem răspunsuri. Nu le-am deschis încă, dar vedeam în partea de sus a ecranului că tot primesc mesaje pe Tinder. Dar am așteptat să le deschid împreună cu voi, deși mi-a fost foarte greu pentru că eram tare curios să vedem ce răspunsuri am primit la replicile noastre handicapate. Între timp am mai ales eu câteva replici de pe Instagram, doar că n-am filmat asta. Însă în total avem 30 de replici diferite, doar că pe unele le-am trimis de mai multe ori, așa că am trimis în jur de 50 de mesaje. Hai să vedem din 50 de mesaje câte răspunsuri am primit. Lasă un like dacă crezi că am primit mai mult de unul. Să simt momentul adevărului. Opa, avem mai mult de 3 băieți. E bine, e bine. Hai să începem. Tania: ce mesaj, nu intru des aici, dar și când intru văd asta. Păi fata mea, ar trebui să intri mai des. La ce băieți găsești pe aplicația asta? Bun, deci avem deja un kill. Nu pot să cred. Cică, de ce ai folosit replici de genul? Par mai ok de atât.
Adevărul e că am poze prea frumoase pe profil pentru o replică ca asta. Mamă, se pare că am supărat-o pe Carmen. Dar, totuși, a răspuns și asta e cel mai important lucru. Andreea, nu se deschid. Mamă, ce dezamăgire! Păi, și dacă e să naști, ce faci? Naști cu picioarele apropiate? A, stați că pe asta n-am filmat-o. Joci Minecraft, că aș vrea să-ți arăt sabia mea enchantată. Topoare ai? Bă, adevărat, pe Minecraft parcă toporul dă mai mult damage decât sabia. Eu așa știam, nu? Mai ales în versiunile acestea mai noi. N-am mai jucat de mult Minecraft, dar știu chestia asta. Poate îmi găsesc un partener de gaming cu aplicația asta, mai știi? Alexandra, știi bancul cu nevasta? Nevasta bine împreună. Tare interesantă introducerea ta. Cam sec răspunsul mi se pare, dar totuși a răspuns. Ia vezi că avem răspuns la ala cu Google Maps. Caută mai bine că nu sunt așa departe. Aaa, se referă că nu e ea departe de mine. Stai, ia un. Cum adică nu ești departe? Ești în Târgu Jiu la 77 de kilometri distanță. Mi se pare destul de departe. Mamă, stai ca să... Mamă, stai că nu citi. Ia aia cu shawarma. Mamă, sunt tare curios la asta cu shawarma. Când o să mănânci shawarma, o să te anunț. Pff, dezamăgire maximă, frate. Cum să nu mănânci shawarma? Ce român în viața asta nu a mâncat măcar o dată shawarma? Eliza spune... A, râde doar. Pentru o replică atât de mișto, deci asta a fost una dintre preferatele mele, n-am apucat să o filmez pentru că n-am avut timp. Am 70 de surprize pentru tine, prima e o îmbrățișare, iar restul 69. E bună, e bună. Ia vezi, Johnule, că m-a terminat cu replica asta, ești nebun la cap. Deci am zis așa, am să distrug toate scaunele din lume ca singurul loc unde să stai să fie pe fața mea. La care ea zice, mă așteptam să fii mai inteligent de atât. Ești frumos, dar e greu like-ul acum. Mai merită să zic ceva. Bă, măcar ai zis că sunt frumos. Mereu vezi partea plină a paharului. Când te-ai născut, tu era furtună, că arăți prea trăznet. Ești cumva un verb că ești mai mult ca perfectul. Fata mea nu mă lua cu replici de ăștia că eu le-am inventat. Glumesc, voi mi le-ați trimis. Îmi par cunoscută, cred că te-am văzut în dicționarul la cuvântul frumusețe, la care ea spune... Câtă originalitate. Se pare că tu n-ai prea citit dicționarul. Deci am scris atâta ca să-mi spună nou Romanian. Nici măcar n-a scris bine nou Romanian. Ce e asta? I'm not Romanian, nu nou Romanian. We're going international, boys. Let's go. Ești ca o scoică, greu de descris, dar... A, iau-te pe aia romantică cu scoica. Băi, deci se pare că unele chiar funcționează. Dacă sunt gândite... Și sunt drăguțe, să zicem, nu sunt perverse. Unele chiar funcționează. Andreea, nu suntem ciorapi, dar cred că am face o pereche grozavă. Zici, da, dar știi cum e, după un timp trebuie să mai schimbi și tu perechea de ciorapi. Că devine puturoasă treaba. Ultimul mesaj de la Daria. Te-aș scoate la un suc, dar aș fi gelos pe pahar. Aha, never heard this one before. Replica asta nu e originală pentru că am primit-o de mai multe ori de la voi, însă funcționează și asta e cel mai important. Acestea au fost răspunsurile, băieți, băi, deci în concluzie, unele replici funcționează și altele nu. Adică am primit una caldă, una rece. Mamă, dar nu pot să trec peste mesajul ăla cu părei mai inteligent de atât. E, asta e riscul meseriei, odată ți iese, alteori nu ți iese. Pentru mulți băieți, cel mai greu pare să fie ca fata să răspundă la primul mesaj pe care îl trimit. De aceea trebuie să te gândești la un mesaj care să atragă atenția și să nu fie unul generic, precum bună ce faci, mesaj pe care toată lumea îl trimit. Vreau să știu părerea voastră despre replicile de agățat în comentarii, dacă merită să le înveți sau pur și simplu mai arunci așa una din când în când ca să te amuzi. Dar acest video nu a fost unul serios, l-am făcut mai mult pentru a ne distra și eu sincer chiar m-am distrat și sper că acesta este și cazul tău. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la EddieAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!